Există în România o comună care stă pe o comoară de aur, cea mai mare din Europa, pentru că discutăm despre sute de tone. Dar așa cum se întâmplă atunci când la mijloc sunt foarte mulți bani, unii oameni vor să scoată bogăția din adâncuri, iar alții se opun. Locul se numește Roșia Montană. Bun găsit, dragi călății, am ales pentru a doua emisiune a Minutului de Ecologie cu Eugen Stamate, un subiect fierbinte aflat pe ordinea de zi a românilor, aflat pe masa de lucru a guvernanților și a Parlamentului României. Acest subiect îl reprezintă exploatarea de la Roșia Montană, exploatare ce a împărțit România și românii în două. Unii care sunt pro-exploatarea Roșia Montană, alții care sunt împotriva exploatării de la Roșia Montană. Dar haideți să vedem ce implică și care sunt componentele care le implică exploatarea de la Roșia Montană și ce beneficii avem noi românii de pe urma exploatării. Metoda de exploatare pe bază de cianuri a minereurilor de la Roșia Montană preocupă VIP-urile din politică și a îngrijorat majoritatea românilor din țară și străinătate, care organizează permanent numeroase proteste. Dacă privim lucrurile din punct de vedere social, la Roșia Montană sunt 800 de locuri de muncă care se creează prin acest proiect de exploatare la suprafață. Dacă privim din punct de vedere economic, redevența pe care o primește statul român, aceea de 6%, ar putea să mulțumească sau nu pe guvernanții noștri. Dar dacă privim din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător, atunci ar trebui să tragem mai multe semnale de alarmă și să analizăm, să punem în balanță dacă aurul pe care doresc acei investitori să-l exploateze contrabalansează cu cianurile, cu otrăvurile, cu dezastrele ce vor urma în urma exploatării. Corporația urmărește profit conform regulilor capitaliste. Statul, ori din incompetență, ori din ravoință, nu dorește să exploateze singur resursele și nici să le păstreze pentru viitor, ca o investiție în generațiile ce urmează. De ce să nu exploatăm singuri? De ce să nu așteptăm până când o tehnologie mai curată va fi dezvoltată? De ce să ne alegem cu puțin dacă zăcămintele sunt ale noastre? Avem o țară frumoasă, avem o țară bogată, dar, din păcate, s-ar putea să nu mai fie așa. O să înceapă un proces de defrișare la Roșia Montană, după care o să intervină cu cianurile și în faza de exploatare și de extracție a aurului. Noi credem că ar fi bine să mai așteptăm, să lăsăm aurul acolo jos unde se află el. Când aceste tehnologii vor mai avansa, vor apărea noi elemente care vor determina exploatarea aurului sub alte metode și cu alte utilaje. Îmi place sintagma munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă, asta e o realitate. Ecologiștii gălățeni vin cu soluții pentru rezolvarea crizei locurilor de muncă prin care trec minerii de la Roșia Montană. Noi le propunem să continuăm proiectul cu canalul Siret-Bărăgan, care este foarte important pentru agricultură. Putem construi drumuri, străzi și autostrăzi cu acei minieri care își doresc foarte mult să lucreze, proiecte guvernamentale, proiecte pe bani europeni, proiecte în parteneriat public-privat, care ar da acele locuri de muncă oamenilor care își doresc să lucreze. Unit salvăm Roșia Montană! România e țara mea și nu vrem cianură în ea. Vrem natură, nu cianură. Nu corporația face legislația. Sunt scandările strigate la unison de sute de mii de români care se opun exploatării de la Roșia Montană. Guvernanții ne-au adus aici unde suntem și mi-e frică și n-aș vrea să cred că peste 17 ani, când acest proiect de exploatare minieră se va finaliza, cei care acum semnează contracte și își doresc să exploateze aurul, să nu se țină de cuvânt și să nu ducă la îndeplinire ceea ce și-au asumat. Atunci cine va mai răspunde când nu va mai ști nimeni nici de Ponta, nici de Antonescu, nici de Ionescu, nici de Băsescu, nici de Vasilescu, nici de alte nume care vremelnic se perindă pe această scenă politică. Trebuie să fim atenți noi la țara noastră, la modul în care ne vindem resursele naturale și sunt convins că o decizie înțeleaptă a fi aceea de a mai cumpăni, de a mai lăsa lucrurile să dospească, să mai așeze, să nu le dăm dintr-o dată oricui să exploateze oricum. Ci lucrurile acestea trebuie gândite, trebuie văzute atent și puse în balanță și cântărite beneficiile pe care le avem noi ca popor, noi ca nație și ce vom lăsa noi în urmă copiilor noștri. Dacă nu vom lăsa o țară bogată, o țară cu o perspectivă, o țară cu un viitor, și copiii copiilor noștri vor găsi
o țară pustită, o țară otrăvită. Dincolo de părerile românilor, Roșia Montană rămâne cel mai controversat proiect din țară. Este cea mai veche așezare atestată documentar din țară și, în plus, stă pe cea mai mare cantitate de aur din Europa. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să luăm deciziile corecte pentru popor, pentru nația aceasta, pentru noi ca oameni, să fim mai bogați sufletește, mai împliniți, mai luminoși, mai frumoși și mai voioși. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și guvernanții noștri să iau o decizie corectă în ceea ce privește Roșia Montană. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi gălățeni, și vă aștept săptămâna viitoare cu un subiect la fel de fierbinte, exploatarea gazelor de șist.